Ok, felicitări pentru victorie. Care a fost diferența între cele două meciuri? Din păcate, astăzi a fost mult mai greu. Știam că va fi mai greu acest meci. Am vorbit despre asta. Știam că ei se vor pregăti. Primul meci i-am surprins cu zonă. Astăzi nu a mai funcționat. S-au pregătit bine, a trebuit să jucăm om la om. Și din păcate pentru noi au avut astăzi o zi de excepție la 3 puncte și la aruncări. Chiar contestați, au înscris foarte bine. Cum am spus, important este victoria astăzi. Avem 2-0 și mergem cu moralul bun la Focșani. Sper să câștigăm un meci acolo, dacă nu primul, al doilea, și să încheiem seria cât mai repede. A fost o foarte bună atmosferă în sânul echipei, s-a văzut pe tot parcursul meciului. Da, băieții sunt ok, atmosfera e bună, nu avem de ce să fim supărați, totul este ok și sperăm, cum am spus, să continuăm la fel.